căutați-L pe Domnul neîncetat. Căutați pe Domnul și puterea Lui, căutați necurmat fața Lui. 1 Cronici, capitolul 16, cu versetul 11. Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru a avea izbândă în lupta cu păcatul și pentru dezvoltarea caracterului creștin. Influența divină, care vine ca răspuns la rugăciunea credinței, va împlini în sufletul lui celui care se roagă tot ce a cerut el. Noi putem cere iertarea păcatului, Duhul Sfânt, ofirea asemenea lui Hristos, înțelepciune și tărie pentru a face lucrarea sa pe care el l-a promis și făgăduința este, veți primi. Când mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumnezeu, cel mărginit cu cel nemărginit, efectul asupra corpului, minții și sufletului este mai presus de orice estimare. Într-o asemenea comuniune se găsește cea mai înaltă educație. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de dezvoltare. Nu toate scopurile voastre bune și toate intențiile voastre bune vă vor ajuta să vă împotriviți răului. Trebuie să fiți bărbați și femei ale rugăciunii. Cererile voastre nu trebuie să fie slabe, ocazionale, făcute de formă, ci din toată inima, perseverente și continue. Nu este întotdeauna necesar să vă plecați pe genunchi pentru a vă ruga. Cultivați obiceiul de a vorbi cu Mântuitorul când sunteți singuri, când mergeți în drumul vostru și când sunteți ocupați cu munca zilnică. Inima voastră să se înalțe neîncetat, cerând în tăcere ajutor, lumină, tărie, cunoaștere. Fiecare respirație să vă fie o rugăciune. Am un apel pentru tine. Caută-L pe Domnul neîncetat și lasă ca rugăciunea să fie respirația sufletului tău. Dumnezeu te invită să-L cauți în fiecare moment al vieții tale. Nu doar în momentele de nevoie, ci și în clipele de bucurie și pace. Rugăciunea nu este doar o datorie, ci un privilegiu minunat de a intra în comuniune cu Creatorul tău. Meditează la următoarele întrebări. Cum pot transforma rugăciunea dintr-un ritual zilnic într-un dialog constant cu Dumnezeu? În ce feluri am văzut răspunsuri la rugăciunile mele și cum mă mai ajută aceasta să-mi întăresc credința? Ce obstacole mă împiedică să mă rog cu sinceritate și perseverență și cum pot să le depășesc? Dacă vrei să-ți dezvolți o viață de rugăciune continuă, începe prin a-ți rezerva momente specifice în fiecare zi pentru a te ruga și a medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Îți poți seta anumite alarme la ore specifice care să-ți amintească acest lucru. În timpul zilei vorbește cu Dumnezeu în gândul tău, indiferent de activitatea pe care o desfășori. Roagă-te pentru înțelepciune înainte de a lua decizii importante și cere ajutorul în momentele dificile. Încearcă să vezi fiecare situație ca pe o oportunitate de a-L invita pe Dumnezeu în viața ta. Dacă ai posibilitatea, împărtășește experiențele tale de rugăciune și cu alții, încurajându-i pe ei să dezvolte o relație personală cu Dumnezeu. Astfel, vei experimenta bucuria și pacea care vin dintr-o viață trăită în prezența constantă a Domnului. Amin.